Continuăm știrile. Nemulțumiți de prețul pe care îl primesc pe laptele vândut procesatorilor, foarte mulți crescători de bovine din zona Brașovului se gândesc să-l prelucreze în propriile ferme. Ei spun că atât prețul furajelor, cât și costurile de întreținere au crescut mult, iar munca rămâne practic neplătită și este în zadar. Singura soluție pentru agricultori este să producă în gospodărie brânza, smântâna și untul. Vă numărați printre fermierii care ați ales această cale, procesarea. Se simte la buzunar acest lucru? Se simte, pentru că dacă nu faci tu din munca ta să-ți faci produsele, nu rentează, nu ești nicăieri. Prețul de lapte care este 1,20 lei la ora actuală nu valorează, nu ne mai putem descurca, pentru că toate prețurile au crescut, motorină, toate și noi nu ne mai putem descurca dacă nu procesăm noi laptele. Nu se amortizează cheltuielile cu ferma la acest preț? La 1,20 lei nu se amortizează deloc, pentru că, cum v-am spus, toate s-au ridicat, toate. Și care ar fi prețul corect pe un litru de lapte ca să ieșiți și pe plus, să puteți să vă plătiți și angajații și să rămâneți și cu ceva bani? Păi undeva la 2,50 lei ar fi prețul cel mai bun ca să putem să ne putem descurca cu toate cheltuielile care sunt într-o fermă. Cam la 3 lei este cu tot cu procesare ce facem noi. Deci e un preț foarte convenabil. Și reușiți până la urmă să vindeți laptele, să vindeți tot ceea ce produceți? Nu putem, pentru că lapte avem mult și nu putem să facem chiar din tot. Dar încet, încet, sper că ne putem descurca. Care este cea mai apropiată piață unde puteți să desfaceți? Păi cel mai tare aici, în comună, în Hărman, se vinde produse și în Brașov vindem. Au început românii să conștientizeze că trebuie să consume un lapte direct de la producător și mai puțin pe cel adus din import? Da, pentru că au văzut diferența. Laptele de aici, direct din fermă, este un lapte bun, pentru că depinde și ce mănâncă animalul. Mai precis? Dacă îi dăm făină, siloz, în schimb iarna, le dăm siloz, făină, borhot, lucernă uscată, deci un lapte foarte gras, undeva la 4,2-4. Urda este un produs lactat obținut prin fierberea zărului rămas după prepararea cașului. Are o textură moale și fărâmicioasă. Este asemănătoare cu brânza italiană ricotta, având un conținut bogat de proteine și puține grăsimi. Acest preparat are un secret al lui pentru a fi deosebit de gustos. Se fierbe încet, fără pic de grabă. Raluca Daria Diaconiuc a filmat undeva într-un sat din Moldova, chiar în momentul când un fermier meștera cu grijă la acest aliment. Daria, te ascultăm! Bun găsit, Andra, bun găsit tuturor. Da, a fost interesant întreg procesul pe care mi l-a prezentat ieșeanul, care o face cu drag și pentru foarte mulți clienți. Sunt foarte multe persoane care vin să ia de la mini-ferma acestuia din Horlești, județul Iași, produse lactate, printre care urda ar fi cea mai apreciată dintre toate cele pe care el le face. Dar haideți să vedem ce ne povestește chiar Petrică Omușor. Păi cum facem urda? Închegăm laptele, strângem cașul și aducem zărul la fiert. Îl fierbem și facem urda. Cât durează procesul? Depinde. El așa tot durează o oră. Durează, că trebuie să stai la urde, e nigăioasă treabă, că trebuie să stai lângă dânsa, trebuie să pui pe foc, nu trebuie să dai focul tare, nici spre încetul, nici spre... Trebuie să stai permanent aici lângă dânsa, până se termină. Dacă vrei să iasă bună, dacă vrei să iasă mai... Dai foc și ai ternat-o repede. Și cam ce cantitate reușiți să scoateți pe piață, să aduceți clienților? Păi așa, ca să vă spun eu, zilnic fac o urdă de la două mulsori, fac cam 8 kg de urdă. 9-10, depinde. Cam așa iasă. Dacă se scurge mai bine, rămâne 4,5-5. Săptămânal... Nu pot să vă spun că nu-l fierb chiar în fiecare zi, altădată nu-l mai fierb. De exemplu, dacă a plouat, n-am stat aici în ploaie. Am treabă, mă duc la cosă, nu mai fierb urda. O zi, două, dar de obicei o fierb în permanent, dacă avem timp. Pentru că urda se caută mai bine cacașul. Și la preț? Același preț. Tot 18-20.
Prețul cărnii de porc va crește în Europa cu aproximativ 25% în următorii ani din cauza cererii de pe piața chineză, a declarat Ilie Van, președintele secției de zootehnie a Academiei de Științe Agricole și Silvice. El confirmă astfel analiza de piață efectuată de ziarul Adevărul încă de la începutul lunii mai. Să vedem despre ce este vorba. China va deveni, între 2020 și 2025, o mare importatoare de carne de porc. China, care produce cea mai mare cantitate de carne din lume, circa 50 de milioane de tone, și-a redus producția până la aproximativ 35 de milioane de tone din cauza pestei porcine și va importa 7,8 milioane, iar Europa va fi, bineînțeles, principala furnizoare de carne de porc pentru China. Fiind principala furnizoare, se estimează că în Uniunea Europeană prețurile la carnea de porc vor crește cu circa 25%. Este un alt semnal de alarmă, având în vedere situația sectorului de carne de porc din România. Exportul de carne de porc din Europa către China de la 2,6 milioane de tone în 2018 la 3,7 milioane în 2020. Deci, un milion în plus în 2020 și în 2025 se duce la 4 milioane de tone. La ce să ne așteptăm? Prețul la carnea de porc în Europa va fi tot mai mare, iar noi n-avem porc în România. Ce facem? Va trebui să găsim soluții. Nu ne mai putem juca pentru că lucrurile se vor agrava. Exportul către China este cel care va crea probleme aproape în toată Europa, a afirmat Ilie Van. Reprezentantul Academiei de Științe Agricole și Silvice a subliniat faptul că o țară trebuie să își asigure aproximativ 90% din consumul de carne din producția proprie. ARC Farm Intelligence este o platformă digitală a agriculturii de precizie care permite fermierilor și utilizatorilor să estimeze cu mai multă exactitate perioada în care se va atinge pragul economic de dăunare, astfel încât să se aplice tratamentul insecticid înainte ca presiunea dăunătorilor să provoace pagube însemnate și să devină o problemă dificil de controlat. Creșteți productivitatea fermei dumneavoastră și aplicați în mod sustenabil insecticidele FMC cu ajutorul aplicației mobile ARC Farm Intelligence. ARC Farm Intelligence este o platformă mobilă pentru agricultura de precizie dezvoltată de compania FMC și este dedicată fermierilor și distribuitorilor de produse de protecție a plantelor. Aplicația oferă informații în timp real legate de presiunea de atac a dăunătorilor și funcționează pe baza unui algoritm de recunoaștere a imaginilor cu aceștia, creând o hartă interactivă personalizată în funcție de prezența insectelor în capcanele monitorizate. Fermierii pot avea acces imediat la datele din aplicație dacă parcurg un proces intuitiv și rapid de creare a unui cont de utilizator în aplicația ARC Farm Intelligence. Modul în care informațiile sunt structurate și prezentate oferă fermierilor o privire de ansamblu, dar și vizibilitate asupra gradului de atac al insectelor dăunătoare în funcție de zona geografică selectată. În plus, modelul de prognoză integrat va oferi fermierilor informații esențiale cu privire la momentul optim de aplicare a tratamentelor pentru a obține o combatere eficientă a dăunătorilor și o profitabilitate ridicată, dar și pentru a reduce cheltuielile cu aplicarea tratamentelor. Fermierii rămân în permanență informați datorită alertelor și rapoartelor disponibile în aplicație. O simplă aplicație web pentru gestionarea tuturor operațiunilor și o comunicare directă cu fermierii pentru o experiență de neegalat. Asigurați-vă că folosiți corect, precis și la momentul oportun produsele de protecție a plantelor. Pentru o productivitate ridicată și un profit sporit, alege ARC Farm Intelligence de la FMC. În comuna Sadu din județul Sibiu a prins rădăcini puternice o inițiativă care a trecut repede de la pasiune la o adevărată afacere. O întreagă familie, de la mic la mare, lucrează cot la cot pentru a plămădi pâine și o gamă diversificată de produse de panificație pentru consătenilor. Vă propun să urmărim un reportaj realizat de colega mea Elena Picu. De peste 26 de ani în comuna Sadu există o fabrică de pâine, o brutărie, așa cum o știm cu toții, și asta grație unei afaceri de familie care a prins rădăcini, dacă putem să spunem așa, pentru că funcționează cu succes de atâta timp. După ce a învățat meserie într-o unitate de panificație renumită, Ioan Hanea, sibian jet-beget, s-a hotărât să-și ia soarta în propriile mâini și a decis să producă pâine chiar în comuna Sadu, iar calitatea i-a convins repede pe săteni să devină clienți fideli. Am lucrat 4 ani la cooperație, ca să era atunci. După 4 ani, cooperația a văzut de brutărie, că nu mai merge, nu mai e fădărie randament, și mi-a luat eu prin
să-mi fac firmă. Și din 2001, din 9 până în 2001 am făcut la cooperație, după aceea mi-am desfăcut firmă familiară, până în 2018, când am plinit vârsta de 60 de ani, i-am dat la copil. Vrei să continui meseria? Dacă nu, eu am gătat. Păi de tată, gata, continui meseria. Și acum, fiind tobrutar, lucrez tot cu el și în familie. Cum cererea a depășit repede capacitatea de producție și brutarul sibian a înaintat în vârstă, a considerat că a sosit momentul să-și aducă alături întreaga familie. De aici, până la predarea ștafetei către fiul său, nu a mai fost decât un pas, iar locuitorii din Sadu au pâine asigurată pentru mult timp de acum încolo. Cum a fost ABC-ul? Cu ce v-a învățat prima dată? Ce v-a spus prima dată? Va ieși totul de la început, din prima încercare? La nimeni nu este de la început nimica. Ori îți place, ori nu-ți place, dacă începi așa, pe treptat, și cu urcușuri și cu coborușuri. Că niciodată într-o firmă sau într-o fabrică frumos, sus, și de jos, și de sus, și de mijloc, și tot. Cu ce drag. Ați făcut prima dată? Pâine. Pâine? Era mai ușor sau de ce? Nu, aia mi-a vrut să învăț prima dată. Și după ce acolaci, prescuri. Acolo e mai de detaliu, mai ușor, de fine. E mai migălos un pic, dar merge mai repede. Pescuitul în Delta Dunării s-a reluat începând din data de 8 iunie, iar administrația rezervației biosferei Delta Dunării a prelungit până la începutul lunii viitoare valabilitatea actelor în baza cărora pescarii comerciali își desfășoară activitatea. Ordinul de prohibiție a pescuitului emis de către Ministerul Mediului și cel al Agriculturii pentru 2021 menționează zonele de protecție pentru resursele acvatice vii și zonele de refacere biologică din România, în care pescuitul continuă să fie interzis până la finalul anului, în unele cazuri fie până la 15 iunie, în alte cazuri. În acest an, în Delta Dunării, în afara perioadei de prohibiție, pescuitul recreativ al știucii, șalăului, somnului și crapului este permis numai în sistem, prinde și eliberează. Administrația rezervației biosferei Delta Dunării a decis prelungirea valabilității actelor în baza cărora aproximativ 1000 de pescari comerciali își desfășoară activitatea din cauză că autoritățile naționale nu au aprobat deocamdată cotele de pescuit pentru acest an, ele fiind necesare completării documentelor pescarilor. O legumă cultivată la stațiunea de cercetare de la Buzău ar fi putut să fie utilizată în producerea măștilor de protecție, un accesoriu atât de utilizat în această pandemie. Ideea aparține cercetătorului Costel Vânătoru, care a propus spre analiză lufa cilindrică, o plantă originară din Asia, cunoscută și sub denumirea de burete vegetal. Din păcate, slaba finanțare din domeniul cercetării a arătat încă o dată cât de puțin sunt susținute centrele de excelență științifică. Marilena Dinu ne introduce în acest subiect. Marilena, bine ai venit în jurnal, te ascultăm. Bun găsit, Andra, sunt chiar aici în fața stațiunii de cercetare legumicole din Buzău, aici unde această lufa cilindrică este în studiu de câțiva ani buni. Practic, mai întâi această legumă a fost cultivată pentru calitățile sale decorative și mai puțin pentru consum. Însă, în timp, oamenii au cultivat-o, au cumpărat de aici de la stațiune. De exemplu, un fermier din Brăila deja cultivă pe suprafețe întinse această lufa cilindrică pentru că s-a observat că după ce s-a copt, s-a uscat, miezul are proprietăți de absorție și arată foarte mult ca aspect cu un burete vegetal de baie. Practic aceasta a fost și ideea și este acum perceput ca o afacere pe scară largă, buretele vegetal de baie. Dar aceste proprietăți de absorție i-au dat ideea cercetătorului Costel Vânătoru ca în perioada pandemiei această legumă să poată ajuta la producerea măștilor de protecție. Din păcate nu există suficientă finanțare în cercetare, iar acest studiu pe care l-a propus Costel Vânătoru a rămas doar la acest nivel de propunere. Mai multe despre acest subiect ne va spune chiar Costel Vânătoru în materialul ce urmează. Acesta este lufa cilindrică sau buretele vegetal. Lufa cilindrică sau buretele vegetal se cultivă de ani buni în serele experimentale din Buzău,
iar până acum cercetătorii au analizat multiplele beneficii ale plantei originare din Asia. Noi am propus o temă de cercetare să o folosim pentru a produce măști de protecție, știindu-se că substanțele din saponinile din existente în acest burete vegetal se activează la temperatură ridicată și la umezeală. Deci când vorbim de masca de protecție, știm că la o oră, două după utilizare devine pericol. O mască cu element filtrant de lufa cilindrică ar deveni mult mai protectoare. Practic, am activa acele substanțe care sunt înmagazinate în fibra de lufa cilindrică. Din păcate, nu avem suport financiar și nu am găsit înțelegere la statul român. De altfel, nu este singura situație în care cercetătorii buzoieni se confruntă cu lipsa fondurilor necesare. Costel Vânătoru a vorbit în repetate rânduri despre acest aspect. Un exemplu este și momentul în care pelinul, o plantă care crește în flora spontană din România, a fost obiectul cercetării străinilor, deși noi ca țară am fi putut fi prima țară care putea avea un leac în lupta anticovid. Ar putea România să fie o țară pionieră în care să folosească această plantă în lupta anticovid? Ar putea dacă s-ar aloca bani pentru cercetare. Așa cum vedeți, condițiile pentru a dezvolta cercetările nu sunt cele potrivite, sunt slab finanțate sau deloc finanțate. Noi ne chinuim cu forțe proprii să facem rost de aceste resurse genetice și sigur să le menținem în viață. Deci dacă ar fi alocate fonduri, cu siguranță am putea face multe pe zona aceasta chiar în lupta pentru COVID, împotriva COVID-ului. Fructul uscat de lufa se folosește și în industrie ca filtru pentru motoare, în construcții, la izolarea termică și fonică a caselor, dar și în componența unor medicamente, precum și ca plantă ornamentală. Culese înainte de a deveni fibroase, fructele tinere pot fi consumate asemenea dovlecelului, iar uleiul de lufa este folosit în Statele Unite la fabricarea săpunului. În fiecare marți seara, în cadrul emisiunii Agricultura la Raport, Ovidiu Ghinea și invitații săi discută despre accesarea fondurilor europene. Cele mai noi informații despre programele de finanțare pentru fermieri și legumicultori vor fi prezentate și comentate imediat după știrile AgroTV. Ovidiu, bine ai venit, așteptăm detalii. Domnilor și domnilor, vă propun să urmăriți o nouă ediție de Agricultura la Raport, o ediție dedicată banilor europeni, finanțării. Cred că mai toată lumea cunoaște faptul că această seară de marți este dedicată acestui subiect. Un subiect care, din punctul nostru de vedere, nu face altceva decât să vă dea informații, să vă aducă cât mai multe date pe care dumneavoastră cu siguranță că le veți folosi în interesul fermelor dumneavoastră, în interesul afacerilor pe care le dezvoltați în agricultură. Ca să luați legătura cu invitații mei, procedura este extrem de simplă. Fie ne transmiteți mesaje pe cele două pagini de Facebook, fie sunați la numărul afișat pe ecran. Toate astea imediat aici la AgroTV, la Agricultura la Raport. Agricover comercializează o gamă completă de produse destinate segmentului adjuvanților. Produsele sunt prezentate de unul dintre specialiștii companiei, care explică atât tehnologia de aplicare, cât și beneficiile acestor substanțe atunci când sunt aplicate culturilor. Agricover a lansat în ultimii ani o gamă de adjuvanți care au rolul de a ajuta la o mai bună absorpție a substanțelor active în plantă. Produsul ProAqua Trio este un produs cu o triplă acțiune. Astfel, printr-o folosire a acestui produs în soluția destinată aplicării produselor de protecție a plantelor, avem corectarea durității apei, corectarea acidității apei și o mai bună absorpție a substanțelor active din soluție în planta tratată. În funcție de duritatea apei, doza recomandată de ProAqua Trio poate fi de 200 de ml la 100 de litri de apă folosită în soluție, în cazul unei ape cu duritate foarte mare, și 100 de ml de produs ProAqua în 100 de litri de apă în cazul unei ape cu o duritate medie. Un alt produs recomandat pentru îmbunătățirea absorpției produselor în tratamentele fitosanitare este produsul Trisilon.
produsul Trisilon este un amestec de trisiloxan și de uleiuri vegetale, ambele produse ajutând la o mai bună absorpție în planta tratată sau în buruieni, în cazul produselor erbicide. Recomandarea producătorului este de a se folosi 200 de ml de trisilon la hectar pentru a avea un grad de absorpție corespunzător și pentru a reduce pierderile de produs fitosanitar și pentru a avea efectul scontat. O altă soluție pe segmentul adjuvanților este produsul Pesticlin, un produs care ajută la curățarea echipamentelor de erbicidat, neutralizând rezidurile de erbicid sulfonilureic, astfel încât atunci când fermierul folosește același echipament la mai multe culturi, rezidurile de erbicid de la o cultură să nu afecteze cultura următoare. Acestea sunt recomandările pe care Agricover le adresează fermierilor în segmentul adjuvanților. Agricover vă stă la dispoziție cu o echipă tehnică și comercială de peste 100 de persoane, oameni care se află în teren la dispoziția dumneavoastră, oameni care vă vor vizita fermele, vă vor identifica problemele și vă pot face cele mai potrivite recomandări adaptate tehnologiei și nevoilor dumneavoastră. Jurnalul Agro TV a ajuns la final. Urmează informațiile agrometeo și, bineînțeles, Ovidiu Ghinea cu Agricultura la raport. Fiți cu ochii pe el. Eu vă doresc numai bine și spor în toate. La noapte, cerul va fi variabil cu unele înnorări, averse și descărcări electrice pe arii restrânse în sudul, estul și centrul țării. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, ușor mai scăzută în estul Transilvaniei. Izolat se va forma ceață. Mâine vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, iar valorile termice vor fi normale pentru această dată, exceptând regiunile intracarpatice, unde vor fi ceva mai ridicate. Cerul va fi variabil și mai ales după amiaza și seara vor fi înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și pe suprafețe mici chiar 40 de litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină și vijelii, iar temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade. Dimineața, pe suprafețe mici, va fi ceață. Chemark Rom și JH Biotech oferă fermierilor români tehnologii de vârf pentru culturi agricole. BioActivate, biostimulator esențial. Intensifică absorbția nutrienților din sol și stimulează procesele de înflorire și fructificare. BioActivate conține aminoacizi, citochinine și enzime a căror interacțiune complexă influențează direct elementele de productivitate ale plantelor. BioActivate reduce numărul de spiculețe și siligve sterile, reduce sterilitatea din centrul calatiriului, asigură uniformitatea tuberculilor și scade procentul de flori avortate. BioActivate crește randamentul de producție al culturilor. Alege pachetul tehnologic cu Synergizer pentru echilibrul nutrițional optim. Stoc limitat, disponibil numai prin reprezentanții Chemark Rom.